A ales să ne interpreteze azi poezia Inimă de la Nichita Stănescu. Te-ai ocupat și de un fundal sonor adecvat? Da! Da, avem și un fundal sonor adecvat. Simona, te întreb repede, emoții? Nu. Absolut deloc. Bun, ești pregătită? Avem la dispoziție 30 de secunde de celebritate în care ți poți convinge prietenii, apropiații, rudele. Ai cont de Facebook, da? Da, bun. Sigur. Pune-l mult la treabă pentru că vei avea nevoie. Dăm drumul? Da! Uite, vorbește aici aproape, da? O să dau play la o bucată muzicală, după care ai versurile aici în față, da? Uite-le. Le vezi acolo? Da, sigur. Da? Poți să stai orientată cu ochișorii spre ecran și de acolo poți citi, da? Da. Bine, fii atentă. Hai, play! Bate. Și eu știu că bate. Și vreau eu să bată. Bate și-o aud într-una și nu mai vreau să bată. De fiecare dată ca întâia dată. De fiecare dată ca ultima dată. N-are culoare, n-are. Ca miezul de piatră, ca miezul pietrei. De-ar bătea miezul de piatră. Nimeni n-au văzut-o niciodată. Mint cei care spun că au văzut-o vreodată. Ea bate și eu știu că bate. Și vreau eu să bată. Dar auzul meu și ea sunt doar o bucată. Un singur bloc de piatră nedespicată. Bravo! Ok, mai atinge o dată pe Simona pentru că încă nu realizez faptul că avem copii care au bacul și știu poezii de Nichita Stănescu. Băi, nu știu, cred că țara asta într-adevăr mai are o șansă și mă bucur tare mult să văd că există așa ceva. Felicitări, Simona! Misiunea ta s-a încheiat aici, de acum prietenii tăi, cunoștințele, rudele și cine mai vrei tu te pot ajuta dându-ți cât mai multe like-uri pe pagina de Facebook a Radio Prahova, pentru că astfel să poți intra în posesia canapelei. Felicitări! Mulțumesc! Atinge-o și tu ca la bacul, fata da, asta. Da. Du-te, te rog eu, du-te puțin și pe la bombană să te atingă și el. Așa. Vezi? Felicitări! Nu uita like-uri, da? Da. Îți aduc frumoasa canapea. Bine, baftă în continuare! Mulțumesc. Te pupă! Pa, pa!